onorată asistență, stimați oaspeți, părinți, profesori, elevi, astăzi este o activitate deosebită, una tradițională la sfârșit de an școlar. Acum avem posibilitatea să enumerăm toate realizările noastre, toate reușitele, atât cât și mai puțin reușitele noastre. Astăzi avem ocazia să vedem în fața noastră cei care vor păși calea, care își vor alege drumul în viață. Aceștia sunt viitorii absolvenți ai Liceului Teoretic Ion Creangă din orașul Cahul. Stimați profesori ai liceului, anul acesta a fost nu unul ușor. De aceea îi țin să vă mulțumesc mult pentru efortul dumneavoastră, pentru munca pe care ați depus-o, pentru dăruirea de suflet pentru acești minunați copii, pentru înaltele performanțe pe care le-am obținut anul acesta de învățământ. Vă rog foarte mult aplauze pentru profesorii Liceului Teoretic Ion Creangă din orașul Cahul. O plecăciune adâncă pentru profesorii care anul acesta au adus locuri premiante la Olimpiada Raională. Aplauze pentru ei! Stimați părinți, am mai spus-o de nenumărate ori că o școală prietenoasă copilului nu poate fi creată fără colaborarea frumoasă dintre școală și familie. Anume dumneavoastră sunteți acei care ne-ați susținut, care ne-ați încredințat într-o educare copiii dumneavoastră, care ne-ați fost alături la toate activitățile și împreună cu noi v-ați bucurat de realizările copiilor dumneavoastră. Adânci plecăciuni pentru părinții Liceului Teoretic Ion Creangă, orașul Cahul. Dragi elevi, anume prin voi noi ne realizăm cadrele didactice. Un dascăl bun se simte fericit atunci când își vede elevul său împlinit, când își vede elevul realizat. Anume, vouă vă datorăm toate succesele și voi sunteți rodul muncii noastre timp de ani de zile. Vreau să aduc mulțumirea adânci elevilor premianți la Olimpiada Raională. Toți acești elevi au fost menționați la Gala Olimpicilor de pe data 23 mai 2014 împreună cu părinții și profesorii. Aplauze pentru acești elevi. Ei vor fi menționați astăzi cu diplome din partea Direcției Generale Învățământ Cahul. Aș vrea aplauze aparte pentru echipa Insomnie a Liceului Teoretic Ion Creangă. Chiar vreau să invit aici în față repejor. Stimați elevi, dragi absolvenți, părinți, oaspeți și, în ultimul rând, cadre didactice. A devenit o tradiție ca în ultima zi de mai, ultima zi a primăverii, să sărbătorim ultimul sunet. Este o zi pentru unii de bucurie, pentru alții de nostalgie, că astăzi este ultimul sunet. Este finalul zilelor de școală a celor mai frumoși ani, ani de liceu, iar pentru unii ani de gimnaziu. Permiteți-mi să vă felicit cu această zi, pentru că este ziua când strângem roadele, ne vedem rezultatele și eforturile depuse. Să le mulțumim pedagogilor pentru rezistența care au avut-o în acest an, cu toate cerințele și perseverențele care sunt. Să le mulțumim pentru faptul că sunt gata să-și împărtășească creativitatea, să-și împărtășească inteligența, cultura sa. Este doar o singură specialitate în lume care se lucrează cu mult suflet, dăruire de sine și degajare. Stimați absolvenți, vă doresc succes la examene și după aceea la a continua în alte colegii sau școli. Stimați profesori, din dreapta și din partea aceasta, dați-mi voie să vă spun că încă un an, în îngăduința celui de sus, ați luminat ca o lumânare. Trebuie să vă spun că v-ați topit într-un anume sens, dar să nu vă întristați nicio clipă, pentru că v-ați investit în acești sute de copii care vă stau în față. Câte o parte din voi v-ați împărțit și în anul acesta în acești elevi,
Și bucuria voastră pe măsură de mare trebuie să fie că tot ce e bun și sufletesc caracter lângă informații de materii ați transmis copiilor și în felul acesta viața voastră a fost pusă încă un an la dispoziția dezvoltării societății, dar într-un mod special la formare de oameni în viață. Vă doresc și vouă puteri și înrenoirea puterilor și acea lumânare care arde, să mai ardă atâta vreme cât va face bine celor din jur. Vă mulțumesc, succes la fiecare! Creierul omului e capabil să înmagazineze un volum enorm de informație și el, omul, pe parcursul vieții acumulează multă informație. Dacă acel spațiu locativ din creierul uman nu-i populat cu informație pozitivă, locul ei imediat îl ia cea negativă. Mulți stimați profesori, mulți stimate cadre didactice a liceului Ion Creangă, mulți stimate cadre didactice în general. Dumneavoastră sunteți meniți și responsabilizați pentru marea operație de informare a tinerii generații. Dumneavoastră sunteți acei care pas cu pas, minut cu minut, completați acel spațiu cu informație necesară pozitivă. Prin dumneavoastră se infiltrează acolo lumina cărții, vrerea cunoașterii, forța intelectului, care numai el, intelectul, îl deosebește pe om de toate vietățile de pe Terra. Prin dumneavoastră copilul devine om în adevăratul sens al acestui cuvânt. Cu dumneavoastră copilul își lărgește orizontul cunoștințelor, își sensibilizează sufletul, își purifică gândurile, înnobilându-le cu faptele bune luate tot de la dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți poeții cu cele mai multe și mai importante autografe acordate tinerilor cititori pe care le lăsați imprimate pe retina ochilor lor pentru toată viața. Dumneavoastră sunteți izvorul de lumină, de speranță, de optimism, tocmai pentru acei care au cel mai mult nevoie de aceste calități. Cuvântul sfârșit sună uneori și trist, depinde de context, însă în sintagma sfârșit de an școlar, pentru cei mici prileji de bucurie, pentru absolvenții și prileji de încordare, de căutare, pentru dumneavoastră e o parcă o mică relaxare, dar totodată ești continuarea muncii. Mă închin în fața dumneavoastră, dorindu-vă multă sănătate, răbdare, rezistență și o apreciere materială la extrem de importantă și justă dumneavoastră valoare. Sincere felicitări pentru toți cei prezenți aici și cele mai frumoase urări de bine. Absolvenților, un drum bun în viață, să susțineți cu succes examenele și să împliniți toate visurile la care ați râvnit atât de mult.